de o manieră sistemică, una organizată, așa cum se cade în cadrul unei campanii. Un al doilea subiect la care am dorit să mă refer, subiectul acestui scandal care deja durează de mai bine de o săptămână, în care se încearcă cu tot în adinsul să se împroaște, nu vorbesc de critici, să se împroaște cu murdărie formațiunea pe care o conduc și, în mod particular, pe mine persoană. În contextul acestui subiect, vreau să reiterez poziția pe care am spus-o într-un cerc probabil mai îngust luni în cadrul participării la emisiunea Fabrica la Publica TV, dar vreau să profit de prezența masivă a mijloacelor mass media astăzi în cadrul acestei conferințe de presă și să punctez câteva subiecte care îmi par principiale. Unul la mână. Această acțiune, în viziunea noastră, se înscrie perfect în logica electorală și, cu părere de rău, în cadrul mai puțin civilizat și foarte murdar de campanie electorală. Însă și faptul când își face apariția acest scandal este unul foarte și foarte grăitor. Haideți să gândim împreună, fiindcă există niște norme foarte simple de logică, de consecutivitate. Pentru ce e nevoie de acest proces? Răspunsul, în viziunea mea, este unul foarte și foarte simplu. Președintele Partidului Democrat, de-a lungul acestor 12 luni, după data de 29 iulie, în pofida faptului că nu a deținut și nu deține nicio funcție oficială care i-ar oferi resurse administrative, resurse mediatice, își menține ratingul său în topul preferințelor. În topul preferințelor cetățenilor și alegătorilor. Cred că pe cineva foarte și foarte deranjează acest lucru și, de fapt, ar trebui să punem o întrebare foarte simplă. Dacă se întâmplă ceva, cui îi este convenabil? De aici, mai departe, cred că vin de la sine și răspunsurile. Doi la mână. Urmare a ideii pe care am expus-o imediat anterior, este certă situația că eu voi participa în cursa electorală pentru prezidențiale și, în acest sens, poziția puternică, șansele foarte înalte pentru câștigul în această cursă prezidențială, la fel, probabil, reprezintă pe cineva, pentru cineva un mare pericol. Ne mai vorbim de faptul că toată această istorie și acest scandal vine în scurt timp după ce Curtea Constituțională a dat decizia sa cu referință la posibilitatea sau imposibilitatea de participare în această cursă a domnului Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor, și cred că această situație din nou deranjează foarte și foarte mult, înțelegându-se foarte bine că într-o atare situație șansele și așa foarte înalte pentru această cursă prezidențială devin și mai înalte. Asta este logica acestor evenimente, în modul în care noi o vedem. Metodele care sunt aplicate sunt departe de ceea ce numim noi un nivel de cultură politică european și un nivel de responsabilitate politică. Partidul Democrat este un partid în creștere. Cred că acest lucru la fel deranjează foarte mult și anume în anul 2010, având acest trend de creștere ca formațiune politică, oameni noi veniți, apariția organizațiilor primare de partid practic în toate localitățile din Republica Moldova, ne mai vorbim de fortificare puternică a organizațiilor noastre raionale. Deci anul 2010 este o șansă pentru Partidul Democrat și una foarte și foarte reală pentru a deveni o forță politică de mare influență în Republica Moldova. Se dorește, probabil,
să se aplice absolut toate metodele, admisibile și inadmisibile, pentru a nu admite aceste tendințe. Acum, lucrurile la concret. Nu voi face niciun fel de comentariu, reiterez această poziție la ceea ce spune protagonistul principal acestei istorii, domnul Mocanu, fiindcă știm bine că este doar un mercenar în toată această afacere, este pe contul lui, Dumnezeu este mare și vede absolut totul. Am zis că atunci când păpușarii își vor face apariția la rampă, voi discuta anume cu acești păpușari și rămân pe această poziție în continuare. Partidul Democrat a fost, este și va fi în continuare o forță politică serioasă, una independentă, o forță politică care vine cu propriile idei, valori, priorități și le va promova pe toate căile legale, politice, în cadrul Parlamentului, în cadrul Guvernului și această tendință nu se va schimba niciodată. Politica de cadre, cu referință la Partidul Democrat din Moldova, ca un partid cu adevărat democratic, care nu admite în cadrul activității sale metode autoritare, metode cheleinice, toți exponenții Partidului Democrat care au fost promovați în cadrul alianței au fost discutați în mod colegial, deciziile fiind adoptate în cadrul fracțiunii Partidului Democrat, în cadrul organelor de conducere ale partidului nostru. Și noi, pe această cale, ne asumăm de plină răspundere pentru exponenții Partidului Democrat. Și nu numai. Aici aș vrea să fac o scurtă referință la faptul că tot acest scandal lovește sau încearcă să lovească nu doar în Marea Lupu, nu doar în Partidul Democrat, el vine să lovească în Alianță. Haideți să vedem toate învinuirile și atrag atenția, învinuiri absolut nefondate, neprobate, ca la piață, ca la bazar. O să fac referință puțin mai târziu la această modalitate. Aceste atacuri au adus să murdărească un număr impunător de miniștri, oameni responsabili, persoane responsabile care au fost înaintate de către partidele componente ale Alianței pentru Integrare Europeană și vreau să vă spun că acceptate și votate în unanimitate de către Alianță. În acest proces, noi am discutat foarte mult cu liderii altor partide din Alianță la fiecare candidatură. Și vreau să vă spun că, având această situație, loviturile care sunt date în aceste persoane, murdărie care este turnată pe capul lor, repet încă o dată, nefondată, neprobată, este, dacă doriți, o sfidare în adresa tuturor componentelor, în genere, în adresa Alianței pentru Integrare Europeană. Păcat că doi din exponenții conducerii Alianței nu sunt prezenți în țară, dar eu cred că, având această situație, noi toți împreună i-am înaintat, i-am aprobat și purtăm responsabilitatea pentru acești oameni. Și dacă cineva din colegii mei, din cadrul conducerii Alianței pentru Integrare Europeană, nu face acest lucru, plecând de la premizele și discuțiile noastre din luna august-septembrie anul trecut, când se formau structurile parlamentare, se formau structurile guvernamentale, eu îmi asum responsabilitatea pentru aceste persoane, indiferent de la ce partid ele au fost înaintate. Și îmi pare că este unica poziție corectă, mai ales ținând cont de faptul că la întrebarea cine are de câștigat din toată această situație, dragii mei, dacă cineva din dumneavoastră consideră că pericolul politic, și vorbesc în termeni politici, de concurență politică, pericolul de revenire în forță a Partidului Comunist de Republica Moldova, urmare, revenirea în forță la putere,
urmare a scrutinilor care ne așteaptă în timp apropiat, acest pericol a dispărut. Vreau să vă spun că, în viziunea mea, situația este categoric alta. Acest pericol rămâne în continuare unul foarte și foarte valabil. Și atunci, când vorbim de competiție, trebuie să distingem, cred că, două componente ale competiției, fiindcă ambele sunt prezente. Competiția dintre actuala guvernare și actuala opoziție și competiția în sânul alianței propriu-zise. Și iată aici, depinde de noi toți pe ce punem accentul și care ne este prioritatea. Să revin acum la cele care am început să le menționez. Partidul Democrat nu a fost și nu este până în prezent finanțat de domnul Plahotniu. Resursele financiare de care dispune Partidul Democrat și le-a dispus anterior, până în momentul zilei de astăzi, se bazează pe contribuțiile financiare făcute de către membrii de partid, oameni de afaceri, îi avem mulți, dragii mei, avem oameni de afaceri, membri de partid și în cadrul fracțiunii în Parlament, avem oameni de afaceri în cadrul organizațiilor teritoriale a Partidului Democrat, sunt și persoane juridice, agenții economici, care sunt conduse de către membrii de partid, care au contribuit și vor contribui financiar în continuare la activitatea noastră de partid. Aia, ca să fie încă o dată reiterat, un punct și o poziție foarte și foarte clară. Mai departe, cred că însăși dezvoltarea situației și probabil chiar și tactica noastră la partid pe care am stabilit-o este una corectă. Cred că autorii acestei incursiuni foarte mult și-au dorit să dăm o reacție nervoasă, nu știu pe ce motive trebuie acest lucru să fie, să începem să ne bâlbâim. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla în continuare. Zi de zi, protagoniștii acestei situații își schimbă singuri poziția. Dacă acum încă câteva zile, eu urmăresc emisiunile, urmăresc talk show-urile, tot ce se întâmplă, și dacă inițial se vorbea despre o poziție civică, de o mare grijă pentru democrație și multe alte lucruri destul de inventate, din ce în ce mai mult, pe zi ce trece, se conturează interesul electoral, interesul politic în acest sens. Chiar și incursiunile din ziua de ieri și emisiunile care au fost pe mai multe canale de televiziune. Pe domnul Plahotniuc, să fie foarte clar, în primăvara acestui an, și apropo cu contribuția nemijlocită a mass media, care îmi acorda periodic această întrebare, tot este un lucru foarte interesant, chiar m-a făcut și curiozitatea și interesul să văd ce reprezintă această persoană. În primăvara acestui an am avut un prilej, o bună ocazie să ne întâlnim la acasă, la o cunoștință comună. Pentru mine această cunoștință comună e membru de partid, o persoană importantă la noi în partid. Pentru el, fost coleg de facultate, că de mult, dar menținându-se dialogul și relațiile. Și vreau să vă zic că această întrevedere și această discuție destul de lungă mi-a fost foarte interesantă și mi-a părut interesantă. În special, am verificat mai multe lucruri din cele ce știam eu, din informațiile pe care le-am avut anterior, cu pozițiile expuse și informațiile pe care le-a prezentat domnia sa. Un punct esențial care, într-adevăr, mi-a atras foarte mult atenția și, în mod normal, a determinat și evoluția acestui dialog mai departe, a fost faptul că mi-am prezentat poziția mea referitor la sistemul politic în Republica Moldova. Ceea ce v-am spus acum 10 minute în urmă. Am menționat că nu vreau și nu voi admite ca în Republica Moldova să se stabilească un sistem
politic care ar concentra sau ar permite concentrarea deplinei puteri de stat în mâinile unei singure persoane, invocând toate pericolele pentru o cale absolut nefericită, posibilă, de dezvoltare a țării pentru viitor. În răspuns, am simțit o coincidență de poziție, fiindcă concentrarea deplinei puteri politice în mâinile unei singure persoane, asta ar însemna în mod evident concentrarea și deplinei puteri în zona economică și în zona de afaceri. Echilibru și, într-un anumit sens, descentralizarea puterii la nivel politic înseamnă o garanție pentru o descentralizare și un echilibru în activitatea economică și în activitatea de afaceri. Reglările de conturi care se produc între diferiți oameni de afaceri, eu zic că toată această istorie nu are decât o singură albie de derulare. Am declarat că vrem să constituim și constituim un stat bazat pe drept. Un stat bazat pe lege. În acest sens, nu ține de competența mea, dar nici chiar de dorința mea, să fac comentarii în toată această luptă la nivelul oamenilor de afaceri care au muncit împreună, probabil, au avut puncte comune sau au avut divergențe. Dacă există sistemul de stat bazat pe drept, există organele respective de justiție, toate aceste lucruri trebuie să fie clarificate, discutate și puse punctele pe i, anume în cadrul sistemului juridic, sistemului de drept. Fiindcă atât timp cât noi stăm pe poziția unui stat de drept, asta înseamnă că mai există și prezumția nevinovăției, asta înseamnă că există necesitatea de argumente, probe și, în final, clarificarea acestei situații. Vreau să menționez un lucru. Noi continuăm investigația pe care o facem, fiindcă chiar suntem curioși și suntem foarte interesați să avem detalii și probe. Aici eu fac referință la probe în scris. Probe, trebuie să vedem dacă există video, audio, fiindcă niciodată nu am avut intenția și nu voi avea această intenție să mă egalez ca mod de comportament cu tot felul de învinuiri și tot felul de insinuări, fiindcă consider că nu-mi permite nici demnitatea acest lucru, dar nici acele standarde de comportament politic și cultură politică la care am ținut și țin foarte mult și în continuare. Este important, la momentul de față, să ne concentrăm pentru ziua de 5 septembrie și un lucru astăzi pot să vă afirm, că în viziunea mea această partidă de șah va urma după 5 septembrie. Mă opresc aici, jumate de oră bun, pentru a lăsa suficient timp pentru runda de întrebări-răspunsuri. Vă rog. Domnule, îmi cer scuze, vă rog. Pentru că ai vorbit de investigația despre care am auzit prima dată, tot mai mult la fabrica, tot atunci, la fabrica, când ați fost întrebat, nu ați expus că unul din totușarii care stă în umbra lui Mocanu ar putea fi colegul dumneavoastră de alianță, premierul Vlad Filat. S-au adevărit temerile dumneavoastră sau nu? Deci, în continuare rămân pe această poziție, fiindcă urmăm o simplă logică. Tot ce se întâmplă, tentativele de defaimare, de denigrare, trebuie să fie cuiva convenabile. Și ele sunt cuiva convenabile. Atât timp cât nu vă pun pe masă probe, eu rămân pe poziția, și eu am tot dreptul să fac acest lucru, că și domniei sale i-ar fi convenabilă această situație. În calitate de contracandidat și, dacă doriți, unul din importanții contracandidați pentru cursa prezidențială. Pe comuniștii examinați de asta, în calitate de reprezentant? Cert. Cert la fel, fiindcă, din nou, cum să vă zic, dragii mei, din nou suntem pe aceeași unică linie standardă de logică. Fiindcă lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Ele nu sunt întâmplătoare
acum, înainte de campanie electorală. Haideți să ne aducem aminte, am mai vorbit și colegii mei de la Partidul Democrat, de parcă este ceva nou, cu părere de rău, după mulți ani de zile, nu este ceva nou în practica politică din Republica Moldova. Lucrul de astea, unul la unul, înainte de campanie electorală și la sfârșitul anilor 90. Haideți să ne aducem aminte anul 2008 și cărțile verzi și cărțile galbene și multe alte metode folosite, cum se depășește ciclul electoral, imediat aceste chestii dispar. Nu mai sunt importante, nu mai sunt interesante absolut pentru nimeni. Deci, ca concluzie aici, în mod evident, noi ținem cont într-un mod, de o manieră foarte obiectivă și de faptul că această situație este arhi și arhi avantajoasă și pentru Partidul Comuniștilor, care probabil că în această situație stă și aplaudează. O spuneam și anterior cu unele acțiuni promovate din cadrul Alianței. Cel mai recent, 28 iunie, că cadouri mai mari pentru opoziția parlamentară categoric nu pot fi făcute. Deci fără investiție, fără nimic, stai frumușel și adun pur și simplu roada. Da, ținem cont de acest lucru. Da, dacă asupra colegii... Domnul Plăvărniuc a spus că sunteți buni prieteni. În timp ce dumneavoastră spuneți că abia v-ați cunoscut în primăvara acestui an. Până la urmă, cine minte aici? Domnișoare, spuneți-mi, rog, o chestie. Dar de ce minte? Ia spuneți-mi. Asta e viziunea dumneavoastră. În general vreau să vă spun că probabil că asta e viziunea dumneavoastră. Fiecare are o manieră individuală să stabilească pe durata cărei perioade de timp se ajunge în relații de comunicare foarte și foarte bune. În cazul nostru, acest lucru s-a întâmplat pe durata câteva luni de zile. Categoric, fiindcă vreau să spun că există mai multe consonanțe în logică, în modul de gândire, în viziunile asupra unor procese care vizează nu business-ul cuiva, nu afacere, vizează niște tendințe importante pentru țară. Și nu în zadar v-am adus acest exemplu cu concentrarea puterii de stat la nivel politic și la nivel economic. Mai mult ca atât. Nu știu, probabil că dumnealui, organizând această conferință de presă de ieri, o să meargă în continuare cu această comunicare și este un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, fiindcă vizează niște relații și acuzații care sunt aduse pe linie economică, pe linie de business. Dacă o să dorească domnia sa, când o să considere timpul potrivit și momentul potrivit, mi-a relatat odată, nu de mult, că a fost invitat la o discuție unde s-a făcut o propunere de genul celălalt personaj. De genul că, hai, eu am să fiu rege în politică, dar tu ai să fii rege în business. Mă opresc aici. Detaliile deja ține de competența domniei sale. Dragii mei, aceste întrebări, mai departe, le oferiți autorului. Secundă și cum. Domnișoară, eu cred că tot specificul activității și politice și activității de jurnalist nu ne lipsește pe noi de necesitatea unei calități. Și această calitate se numește precizie. Eu aș vrea să vă rog foarte mult, odată ce ați adresat această întrebare, să vă aduceți aminte sau poate citiți, dar cu maximă precizie, ceea ce a spus domnul Diacov. Fiindcă contează foarte mult. Nu, nu, ce a spus? Finanțează Partidul Democrat și nu doar Partidul Democrat, dar și partidele din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Acum vă dau eu citatul, fiindcă probabil sunt deprins așa în viață, să atrag atenția cu maximă precizie la toate detaliile. Domnul Diacov a spus că el nu exclude că acest lucru ar fi putut să se întâmple. Iată, asta este fraza precisă. Și eu înțeleg foarte bine poziția domnului Diacov, fiindcă potrivit statutului Partidului Democrat,
președintele partidului, președintele de onoare, secretarul general, coordonatorii, alți responsabili, fiecare își are sarcinile și domeniile sale. Domnia sa, domnul Diacov, de pe poziția de președinte de onoare a partidului, nu a avut din iulie încoace anul trecut și nici nu are în continuare și nici nu va avea în continuare aceste atribuții, nu are respectiv aceste informații. Nu s-a ocupat și nici nu se va ocupa de aspectele care vizează partea organizatorică, tehnică, financiară. Pe care motiv, omul foarte sincer a venit și v-a spus, nu exclud ceea ce înseamnă, nu știu, nu sunt sigur. De la mine, cel care știe foarte bine care sunt resursele financiare ale partidului, fiindcă secretarul general este în permanent contact cu președintele partidului, azi v-am afirmat atâta oară și vă spun că asta este situația, ba mai mult ca atât, dragii mei. Iată, avem așa o chestie. Vedeți, până ziua de azi, PDM-ul nu are încă nici banere, nici toate materialele acestea pentru 5 septembrie. Noi începem de săptămâna viitoare, cam de luni marți. Și vreau să vă spun că o asemenea abordare nu este una întâmplătoare, cu părere de rău este o situație obiectivă, fiindcă a trebuit foarte clar să ne calculăm la moment, inclusiv și disponibilitățile financiare, fiindcă un plan în acest sens se bazează pe lucruri foarte simple. Dispui de resurse ca să te implici cu chestii costisitoare de la sfârșitul lunii iulie deja, pe durata 6-7 săptămâni, sau faci un coraport resurse, posibilități, și în acest caz, noi am venit la concluzia că în acele disponibilități financiare de care le avem pentru această campanie, noi putem să ne implicăm activ. Liflete, materiale ilustrative, banere și așa mai departe, numai devreme de perioada care începe cu începutul săptămânii viitoare. Vreau să vă reamintesc că nu a partidului. Dragii mei, haideți, dacă noi dorim într-adevăr să avem o discuție nu speculativă, dar una realistă. Repet ceea ce v-am spus și dumneavoastră în cadrul emisiunii de luni seara. La partid, periodic, vin mai multe solicitări pentru diferite proiecte sociale. Mai mari, mai mici. În special, aceste situații vizează persoane fizice. Un bătrân, o persoană cu handicap, o situație mai dificilă într-o familie cu mulți copii și multe alte chestii. Acele situații care nimeresc sub incidența legii, există fonduri, da? Publice, guvernamentale. Noi readresăm către ministerele respective, fac intervenții ca parlamentar și atunci ele sau sunt satisfăcute sau nu sunt satisfăcute, funcție de situația concretă pe care o examinează experții. Există o altă parte de situații, când sunt niște lucruri chiar dramatice în viața oamenilor, însă n-au nimic comun cu prevederile cadrului legii pentru asistența socială sau susținerea socială. Și în aceste cazuri, noi readresăm, pur și simplu trimitem aceste solicitări la mai mulți oameni de afaceri. Inclusiv, le-am trimis și pentru domnul Plohotniuc, cu solicitarea. Vedeți, este posibil să faceți ceva sau nu este posibil să faceți ceva. V-am spus-o pe șleau, așa cum este. Important este să menționez o chestie, că rezultatul acestor acțiuni, noi până în ziua de astăzi, niciodată nu le-am tras cap la pumă pe partea de imagine politică a Partidului Democrat. Adică, dacă se rezolvă o problemă pentru o familie, pentru un bătrân, pentru un copil, ea se rezolvă acolo. Și eu nu ies la televizor și spun, oameni buni, Partidul Democrat a rezolvat problema asta. Uite ce a făcut. Niciun caz de acest gen nu a fost. Și mie, o asemenea chestie, îmi place. Чего? Вот и сегодня, в принципе, я еще более убедилась, что такое складывается причина, что вы стесняетесь. Вы сейчас очень травмированы, да, из-за этого мне. Преступник военный. Наталья. Если бы я стеснялся, если бы я стеснялся этих отношений, я бы не назвал наши отношения дружескими. Вот простейший ответ на ваш вопрос. И теперь я тоже хочу понять, что же так заставляет вас
думать или, скажем так, подходить к вопросу, что есть какое-то стеснение. Если бы было стеснение по этому поводу, категорически нет. А что в этом плохого, что есть? Да ничего плохого нету. Как и в том, что нет ничего плохого в нашем диалоге со многими и другими бизнесменами. И я открыто и откровенно об этом заявил на прошлой неделе. Сегодня переподтверждаю ту же самую позицию. Plăcutniuc a preluat, poate, în opinia noastră, afacerile celor 8 oameni de afaceri care au ieșit ieri în fața presiei, câte plângă că sunt victimele lui Plăcutniuc. Iată, în cazul dat, nu este zona politicului. S-a preluat, nu s-a preluat. Sunt cazuri foarte și foarte concrete care nu au caracter politic, ele au caracter juridic și economic. Și atunci, nu zadar am menționat situația unui stat de drept care are aceste instituții de drept, care trebuie să studieze, să vadă care a fost situația și să spună în ultima instanță, așa a fost sau nu așa a fost. Să nu fie cu supărare, nu este nicio problemă, poate doar morală, pentru oamenii care iese la rampă și știți că am bani cu ceva la piață. Vine unul și țipă altuia că fata ta este o fată de comportament așa mai lejer. După care, stați puțin, cel care a primit această frază aleargă și spune, băi, stai băi puțin că eu nici n-am fată, eu am doi băieți în familie. Amu, du-te și arată la ceilalți.